Am revenit, dragi prieteni, ultima oră de emisiune de astăzi, penultima noastră întâlnire cu acest an fotbalistic 2022. Echipele sunt în vacanță, unele mai fac anumite mișcări la nivel de Liga a doua, așa cum ne spunea de la Brașov Marin Mitran, președintele lui FC Brașov. Vacanța și intră încet, dar sigur, în drepturi până în primele zile ale lunii ianuarie. Urmărim atent, Daniel, ce se întâmplă cu precădere la capitolul achiziții, pentru că iarna se știe. Nu sunt foarte multe mutări, puține, dar ar trebui să fie spectaculoase, adică notabile, jucătorii care vin să intre acolo în primul 11. Să vedem cine are și forța financiară să forțeze în această perioadă, pentru că sunt echipe, nu putem să spunem, domne, chiar și locul 1, da, și locul 2, nu putem spune, domne, o să promoveze. Va trebui să facă diferența în meciurile directe și acolo e nevoie de fotbaliști valoroși. Nu prea sunt foarte mulți la Liga a doua. Dar cei care sunt, trebuie să mai vină și alții. Vom vedea de unde. Mie mi se pare că de la an la an se mizează mai puțin pe fotbaliștii străini, ceea ce nu este neapărat rău, e chiar foarte bine. Și aș vrea ca aceste centre de copii și juniori, care au apărut în ultimii 10 ani, să înceapă să producă jucători pentru Liga 3, dar mai ales pentru Liga 2. Da, ne spunea Daniel Pancu la Sport Total FM că va dura până când vom găsi jucători de calitate, pentru că marele handicap, spunea Daniel Pancu, al tinerilor jucători români este legat de forță. Da. Și că ar trebui un program bine pus la punct la nivel federal, pe întinderea câtorva anul, să plecăm de jos cu această bază, pentru că restul ne mai descurcăm noi, dar din punct de vedere al forței, este o mare discrepanță, spunea Daniel Pancu, și după partidele pe care le-a avut echipa națională Under 20, pe care o conduce Daniel Pancu, care a fost prezent la Iași și la meciul cu Csereda. Avea de văzut 3 jucători de la Csereda și puncta caracteristic Daniel Pancu, zice Ionel, acum la Iași este Champions League, ca și condiții, față de perioada în care eram eu, terenul de antrenament, salarii la zi, adică lucru normal de altfel, spunea Daniel Pancu. Lucrurile se mișcă la Iași și poate chiar dacă nu vor promova, pe viitor au chestia asta cu baza de pregătire, cu stadionul. Care rămân, da. Trebuie să se schimbe mentalitatea, pentru că dintre toate echipele la un moment dat, când erau în Liga 1, aveau cele mai proaste condiții de pregătire. Și cei mai mulți străini. Aveau străini, vorba cei mai mulți. Da, care au plecat, au luat banii, unii au mai avut și niște litigii, le-au recuperat. Adică n-a rămas nimic din perioada aia în care Iașu a fost în Liga 1. Da, nu deranjăm pe domnul Schweitzer, care a trecut prin niște momente atât de cumplite, odată cu decesul soției dumnealui. Dar pe mine m-a frapat, pentru că la momentul sosirii la Iași spunea domnul Cornel Schweitzer că va pune accent pe jucătorii români. E bine, și acum la Iași au ajuns destui stranieri, spunea dumnealui, pentru că în România nici măcar un conducător experimentat ca dânsul nu găsea, se spune, materia primă pe care o căuta. Vedem în această iarnă, a fost un trial acolo zilele trecute, un amical Politehnica Iași cu știința Miroslava, prilej pentru Leo Grozavu de a vedea la lucru câțiva tineri jucători din zona de acolo. Vom vedea dacă reținem vreunul dintre ei. Da. Acum ar trebui în toată zona asta Moldovei să se concentreze pe niște echipe, pentru că sunt prea puține și cred că totuși e o plajă mare de selecții. Sunt multe echipe. Fotbalul nu e atât de dezvoltat în Moldova, dar avem acum Botoșaniu, avem acum Iașu, avem acum Galațiu. Adică sunt niște puncte care reușesc, adică ar trebui să adune infrastructură, ar trebui să adune centru de copii și juniori, copii talentați, ca să se poată dezvolta. Altfel, dacă vom aduce jucători străini, vor rămâne niște echipe care vor cheltui bani și atât. Da, mă și gândesc, Daniel, cum s-ar putea schimba polul de putere fotbalistică în Moldova. Să promoveze la braț Politehnica Iași și Oțelul Galați, da, și să pice Botoșaniu. Da. Din Superliga, adică e, cel mai bine ar fi să salveze Botoșaniu, să promoveze cele două. Da, păi, uite, s-ar schimba toate problemele fotbalistic vorbind în Moldova, cu 3 echipe în prima ligă, dacă cele două merg, nu? Că și Galațiul o putem încadra acolo, în zonă. Da, să Moldova, Galațiu, Brăila, este da, geografic, să rămână și Botoșaniul, unde a semnat Flaviu Stoicanu. Da, interesantă mutare. Aveau nevoie de antrenor. Aveau nevoie de antrenor, dar Valeriu Iftime mizează pe antrenor tineri. Și uite, antrenor tineri, ca și la Progresul Sparta, că prietenul și colegul nostru Andrei Rimia este în legătură directă cu noi. Te salutăm, Andrei, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, Nadiu! Andrei, vacanță rece, dacă îmi dai voie, la Progresul Sparta, frumoasă echipă pe care o conduci. Da, e într-adevăr un sfârșit de primă parte a sezonului în care ne aflăm pe un loc retrogradabil, ceea ce nu e deloc confortabil, evident. Da, Andrei, realist vorbind acum, când s-a tras linia, am văzut și destule partide reușite și altele mai puțin concludente. Erai foarte îngrijorător totuși că această echipă, eminamente tânără, va reuși mai mult în Liga a doua sau și așteptările tale au fost oarecum înșelate? Nu, o
în modul cel mai sincer, gândeam cu toții că putem să obținem mai mult decât am obținut până în momentul ăsta. Ne-am propus să ajungem undeva la 20 de puncte, am reușit doar 15, deci putem spune că suntem sub ceea ce ne-am propus inițial și din punctul de vedere există o dezamăgire, da. Da, Andrei, ai văzut acum ce se întâmplă la Liga a doua împreună cu jucătorii tăi, mare parte dintre ei tineri. Se va schimba ceva la progresul Sparta? Pentru că mă gândesc, nu, să văd dacă sunt pe aceeași lungime de undă cu tine. Obiectivul este menținerea în Liga a doua, adică veți aduce și ceva jucători mai cu experiență în această iarnă pentru a completa un efectiv valoros de altfel, dar doar cu jucători tineri? Într-o analiză pe care am făcut-o cu toții, am tras concluzia că e nevoie de câțiva jucători cu experiență pentru nivelul Ligii a doua, care să aducă un plus și valoric și care să ajute pe ceilalți jucători tineri să se dezvolte și în același timp să fim și eficienți, să obținem punctele necesare pentru a ne menține Liga a doua, pentru că într-adevăr este obiectivul nostru, așa cum ai menționat. Și probabil că o să facem ceva pași în direcția asta. Am văzut că a fost un golgeter al echipei Progresul Sparta, că Cipri Stanciu s-a despărțit de Minaur. Pare să fie o țintă pentru tine? Da, bine, sigur. Ciprian e un progresist în adevăratul sens al cuvântului. Rămâne de văzut, e prea de vreme să discutăm despre chestia asta. Însă e o realitate că lotul nostru e format în mare, mare parte din jucători care n-au evoluat la nivelul ăsta niciodată, lucru care se simte, pentru că au fost destule meciuri în care sigur puteam obține mai mult, sigur puteam câștiga, dar n-am făcut-o și unul dintre factori a fost lipsa experienței care s-a tradus în anumite naivități și lucrul ăsta încercăm să-l corectăm în pauza de iarnă. Spuneți-mi, handicapul terenului propriu v-ar fi ajutat să faceți mai multe puncte, să vă atingeți cele 20 pe care vi le-ați propus sau, indiferent de situație, ar fi trebuit să jucați oricum pe orice stadion? Cu siguranță am fi avut mai multe puncte. N-am niciun dubiu când spun chestia asta, pentru că terenul propriu a fost un avantaj pentru noi în anii trecuți și pentru că, evident, cunoaștem repetele, suprafața, e terenul pe care ne antrenăm. Și bineînțeles că ar fi fost mult mai ușor pentru noi să jucăm pe arena proprie. Mai mult decât atât, e un stadion mic, dar e un stadion care s-ar fi umplut meci de meci și am fi avut susținerea suporterilor, copiilor din club. Ar fi fost o atmosferă care sigur ne-ar fi împins de la spate. Ceea ce s-a întâmplat, repet, în anii trecuți, pe când, în situația actuală, am jucat bala Clincen, bala Buftea, am schimbat foarte de suprafața de pe iarbă pe sintetic, de multe ori s-a întâmplat să ne antrenăm pe sintetic să jucăm pe iarbă naturală. Tribunele au fost goale și acolo, și la Buftea, și la Clinceni. Evident că sunt factori care de asemenea au influențat parcursul echipei. Da, Andrei, ne spui și cu siguranță așa se va întâmpla, pentru că vorbim cu omul principal responsabil al activității fotbalistice la Progresul Sparta, că vorbim și jucători cu experiență, însă eu observ că și în spate, acolo, centrul de copii junior produce, chiar mă uitam la echipa lui George Jecu, nu? Ca și la altele, mici de vârstă, care propun în continuare jucători interesanți. Poate nu pentru Liga 2 acum, e nevoie și de altceva, dar produce centrul de la Progresul. Da, cu siguranță și sper să nu mă înșel, dar în afara faptului că suntem alături de Unirea Constanța și cred că Ripensia, una dintre echipele cu cea mai mică medie de vârstă, cred că avem cei mai mulți jucători under 18, under 19, născuți 2004, care au fost folosiți. Chiar la ultimul meci cu Slatina, care era un meci foarte important pentru noi, au jucat 8 jucători under, dintre care 5 under 19. Da, și sigur, în continuare ne vom axa și pe jucătorii din propria academie. Da, Andrei, și ultima întrebare. Evident, vacanța și-a intrat în drepturi și la Progresul Spartac. Clar, programul de pregătire este pus la punct. Ce prevede el când vă întâlniți, probabil, în luna ianuarie? Da, o să ne revedem la începutul ianuarie. Deja sunt niște meciuri amicale perfectate. Rămâne să vedem dacă vom pleca sau nu într-un cantonament în afara Bucureștiului sau ne vom pregăti pe plan local. Da, și mă gândeam, Andrei, chiar că mi-a venit așa în minte și mă gândeam în ultima perioadă, ar putea să fie cooptat lângă tine și altcineva, să spunem așa, pe partea asta tehnică, probabil, un om cu experiență sau ceva de genul ăsta pentru a completa oarecum și partea tehnică a echipei? Preferi stafful meu tehnic? Da, să zic că să vină un director tehnic, un om cu mare experiență care să mai ajute în vreun fel sau, adică în încercarea ta de a face tot ce este posibil pentru ca Progresul să rămână în Liga a doua. Nu există o discuție în sensul ăsta
și nu face parte din planurile noastre în momentul de față. Deci trebuie să salveze echipa Andrei Rimea. Andrei Rimea împreună cu staff-ul și cu ceilalți oameni care fac parte din club. Evident, așteptăm și noi să vedem primele mutări, Andrei. Schimbăm puțin politica la Progresul Spartac, jucători și cu ceva experiență de care este mare nevoie. Spune așa manualul fotbalistic, probabil axul central, cam aici se orientează toată lumea. Și toată lumea, Andrei, caută atacanți. Asta este la modă. Da. Să vedem cine găsește. Cred că de asemenea toată lumea are dificultăți în a găsi atacanți de valoare la nivelul ăsta. Acum depinde și acolo bugetul, semnătura, important. La noi bugetul se știe deja că e probabil cel mai mic sau printre cele mai mici cu siguranță din Liga a doua și evident că vom încerca să ne încadrăm în ceea ce putem din punct de vedere financiar. E mai bună situația financiară acum decât acum un an? Mai bună în ce sens? Pentru că chiar adică dacă bugetul a fost mic, a existat stabilitate. Cam asta e și situația actuală. Adică bugetul e mic, chiar foarte mic pentru Liga a doua, dar există stabilitate și până acum nu au fost probleme din punctul de vedere. Da, Andrei, chiar că este ultima întrebare. Nu pare deloc întâmplător că echipe frumoase de altfel, ca și Progresul Sparta, Ripensia sau Unirea Constanța, formații eminamente tinere sunt acolo în zona inferioară a clasamentului. Este clar nevoie și de experiență la nivel de Liga 2. 100% sunt total de acord. Mulțumim foarte mult. O vacanță activă, evident, așa cum este la Progresul Sparta, că Andrei Rimea, ținem legătura, spor la treabă. Mulțumesc. O zi bună. Mulțumim foarte mult, Andrei Rimea. Rămâne încrezător, Daniel, bugetul nu este unul care să te ajute așa la mutările importante pe care vrei să le faci, însă concluzia este clară. E nevoie și de jucători cu experiență. E adevărat, însă filozofia pe care a mizat până acum Andrei Rimea e una interesantă. Eu, sincer, nu prea dau multe șanse la început când a promovat în Liga a doua să vii aproape fără banda, cu niște studenți, cu niște elevi și să fii competitiv în eșalonul secund. A reușit multe meciuri bune. Sigur că în altele lipsa de experiență a făcut diferența, dar e pe locul 16. Practic, adică este foarte aproape să evite retrogradarea. Nu este, adică să aduni 16 puncte, da? Sunt 5 victorii și un egal. Trei victorii și șase egaluri. Foarte multe rezultate de egalitate. E adevărat, dar gândește-te că sunt puncte importante, adică adunate cu o echipă de necunoscuți. Dacă tu îmi spui acum un fotbalist de acolo, s-ar putea să-l nimerești, dar dacă oprești, nu știu, antrenor de Liga și spui, domne, vreau și eu să-mi spui și mie un fotbalist de la Progresul Sparta, nu știe nimeni nimic. Da, jucători tineri crescuți acolo în propria pepinieră, dar este clar că e nevoie și de experiență, Daniel, și probabil că vor muta în această... Păi da, dacă aduci experiență, Ionel, ai nevoie de bani, nu vine unul cu experiență fără bani. Da, uite, Ciprian Stanciu, care este golgeterul echipei în sezoanele trecute, plecat la Baia Mare, este un nume mai interesant în acest capitol. Un atacant care punctează și pentru Minaur care l-a disponibilizat. Probabil că este o mutare interesantă pentru și de la Progresul Spartac, un jucător obișnuit acolo și cu mediul salarial și cu mediul fotbalistic. E nevoie de jucători. Caută Andrei Rimea, probabil că nici bugetul nu este unul foarte convingător, însă și acolo să știi că totul e la zi. Adică atâta cât își pot permite ei, financiar vorbind, plătesc la timp și pare să fie o garanție. Acum să vedem dacă jucători, așa cum spuneai și tu, cu pretenții evident mai ridicate, vor putea fi convinși să joace pentru Progresul Spartac și bine ai punctat. Și această situație a terenului, în special o echipă tânără, nu? Azi la Buftea, mâine la Clinceni, poi mâine nu știu pe unde, această perindare permanentă a lăsat clar urme. Pentru toate echipele, eu îmi imaginez așa o Liga 1 și o Liga 2 în care să nu mai existe lucrurile astea. Fiecare echipă să aibă propriul teren. Dacă ne uităm la Chindia, se plimbă, în sfârșit ajung și ei acasă. Hermannstadt a umblat și ei, au ajuns și ei acasă. Adică vreau un campionat, domne, să merg la Târgoviște, să merg la Sibiu, să merg la... Cum se numește aici unde joacă ei? La Clinceni? Nu, la Clinceni. În drumul Vrabiei, strada Vrabiei. Așa, intrarea Vrabiei, da. Da. Domne, în intrarea Vrabiei joacă Progresul Spartac, adică asta este situația. Nu, noi tot ne plimbăm cu toate echipele să vedem unii... Deocamdată, eu nu știu dacă n-au și uitat unii spectatori unde joacă anumite echipe, pe cuvânt. Păi da. Că e prea mare brambureala. Da, unele echipe, acum mergem și mulțumim pentru acest lucru la Sibiu. Avem plăcerea de a spune bună ziua domnului Cornel Stănilă, președintele grupării Clubul Sportiv Comunal Șelimbăr. Bună ziua, domnule Stănilă! Bună ziua, vă salut! Da, apelăm la noastră pentru că tehnicianul Claudiu Niculescu este greu de găsit. O fi supărat și acum, nu știu de ce nu răspunde. Este o problemă delicată din acest punct de vedere. Am fi dorit să mai lărgim puțin repertoriu, domnule Stănilă, dar n-avem ce face. Președintele trebuie să răspundă, că e la datorie.
Președintele la declarații și da. Pentru absolut orice. Da, președintele elegant. La declarații și antrenorul la rezultate. Da, așa da. Era cu Eugen Beza. Până la urmă, domnule Stănil, un sezon deloc concludent, părerea mea, pentru Comunal și Limbăr, cu foarte multe rezultate contradictorii, încheiat pe o poziție, zic eu, departe de așteptări. Așa este, un sezon dezamăgitor. Un sezon de la care aveam alte așteptări și ne-am pregătit serios pentru lucrul ăsta, dar din păcate suntem într-o situație foarte dificilă, dezamăgitoare pot spune eu. Am avut o săptămână foarte grea din punct de vedere al analizei, am schimbat un pic strategia, adică am schimbat mai mult strategia clubului. Am renegociat undeva la vreo 20 de contracte săptămâna asta. Am reziliat deja cu 4 jucători. Alexandru Curtean știam și noi cine sunt ceilalți, domnule Stănilă. Nu, Alexandru Curtean este informație greșită. Citești și sunt surprins și eu de ce scrie presa. Alexandru Curtean avea contract până în această iarnă. Nu i s-a mai prelungit contractul. Da. Deci oricum despărțirea de el este certă în aceste condiții. Da. Contractul lui Alexandru Curtean se încheia. Mai avem un under, tot așa, încheia în 31 decembrie și avem 4 rezilie până în momentul de față, urmând ca săptămâna viitoare să definitivez probabil încă una sau două. Da, și atunci, domnule Stănilă, ce punem în loc? Cu siguranță lucrați și la acest capitol. Da, am stat chiar azi noapte la 1 fără 20, am semnat primul jucător. Care este? Este capitanul unei echipe foarte bune de Liga 2. Urmează marți să-l prezentăm și să îl spunem. Da, este o echipă... Domnule Stănilă, nu, o echipă situată în clasament deasupra dumneavoastră sau sub? gata, nu, știu. Cred că v-am spus prea multe. Nu, știu, păi gata, știu despre cine e vorba. Nici eu n-am să spun acum, că știu deja, îmi dau seama. Așa, de cine este vorba, măcar să-mi confirmați că e vorba de linia de fund, dau seama. Da, așa este. Așa este, l-am ghicit pe jucătorul respectiv. Vor veni și alte mutări, domnule Stănilă. Oricum, spuneați că ați renegociat și probabil cu obiectivul acum se și schimbă, nu? Un joc poate de mai bună calitate și pregătirea, ce bine sună, credeți-mă, domnule Stănilă, pentru antrenor, pregătirea sezonului viitor. Ai, că restul nu mai contează. Conducerea lucrează, face eforturi. Antrenorul nu zice de Claudiu Niculescu, în general. Pregătim sezonul viitor. Ce bine sună pentru antrenor? Da, gândiți-vă că am plecat azi vară la un drum, un lot foarte bun de jucători, cu niște condiții foarte bune din punct de vedere financiar. Din păcate, m-au dezamăgit foarte multe persoane. Rămân cu dezamăgirea asta, ei pleacă, noi rămânem cu dezamăgirea și cu greutățile. Urmează să ne restructurăm din toate punctele de vedere, urmează să ne pregătim pentru sezonul următor. În acest moment obiectivul este salvarea de la retrogradare. Ne-am propus foarte multe, din păcate cele 4 etape în care am stat pe locul întâi ne-au făcut să visăm. Pe urmă, meciul de la Cixere, de la fel, ne-a făcut să ne reaprindem speranțele, însă ultimul meci, practic, a fost, ce să zic, nici nu știu cum să-i mai spun, ceva incredibil din toate punctele de vedere pentru noi. Asta este, poate Dumnezeu ne-a deschis ochii în al 12-lea ceas și în acest moment, împreună cu Claudiu, împreună cu staful tehnic, cu domnul primar, am ajuns la niște concluzii, am tras niște concluzii. V-am spus, am renegociat contractele tuturor jucătorilor, ne despărțim și încercăm să aducem marfă proaspătă. 4-5 jucători de foarte bună calitate din toate punctele de vedere, atât uman cât și sportiv. Domnule președinte, știm că standardul a fost și probabil rămâne ridicat. Ne-ați obișnuit în fiecare iarnă pentru echipa pe care o conduceți cu stagii în străinătate. Se respectă și în această iarnă acest statut? La acest moment vă spun că nu. Adică e și ca o măsură așa la adresa parcursului mai puțin plăcut al echipei. Da, am luat măsuri foarte dure. V-am spus, a fost analiză foarte dură. Nu v-au cunoscut jucătorii și în această manieră.
Nu v-au cunoscut jucătorii și în această manieră pe dumneavoastră? Nu m-au cunoscut, fiindcă au avut parte de absolut orice și-au dorit ei. Iar de asta vă spun de dezamăgire. Dezamăgirea este una imensă pentru tot ce înseamnă clubul CSC Schellenberg, pentru primar, pentru întreaga comunitate. Avem astea două obiective, să ne salvăm de la retrogradare și să revenim acasă, fiindcă este foarte, foarte important pentru noi. Gândiți-vă că n-am de un an jumate suntem plecați, un an jumate suntem cu casa în spate. Este foarte greu, foarte greu să joci doar în deplasare, este foarte greu să n-ai suporterii aproape. O să facem tot ce putem ca să venim cât mai aproape de casă. Ați spus mai devreme că sunteți dezamăgiți de unii jucători. Bănuiesc că sunt cei cu experiență care ar fi trebuit să facă diferența. Asta sigur este o speculație. Pe viitor veți aduce jucători gândindu-vă nu neapărat la cartea lor de vizită, ci de la ceea ce reușesc în momentul de față, la forma de moment? Căutăm, da. Căutăm în primul rând jucători care își doresc foarte mult să facă ceva în fotbal, își doresc să aibă realizări împreună cu clubul nostru, care au foame de rezultate. Este o reformă, într-adevăr, și o țintuit foarte bine. Și probabil o să-și anunțăm astăzi și ceilalți patru cu care am reziliat. Este o reformă din punct de vedere al lotului. Căutăm împreună cu Claudiu și cred că am identificat strategia bună. Căutăm jucători cu foame de rezultate, de performanță și sper să-i găsim. Da, și ultima întrebare, domnule președinte, într-o perioadă dificilă pentru gruparea pe care o conduceți, când jucătorii au văzut că le puteți în față alte contracte, evident, mult diminuate, probabil da. Că ați rămas surprins că mare parte dintre ei le-au acceptat. Sau unii au zis, domnule președinte, nu mai avem același salariu, gata, plecăm. Nu, cei care nu le-au acceptat am reziliat. Da, a fost foarte... Au fost două opțiuni. Am avut o discuție foarte serioasă cu ei. Ei nu au practic ce să reproșeze clubului. Au primit, cred că, mai mult decât ceea ce își imaginau că să primească la Schellenberg. Au fost două opțiuni. Cei care rămân acceptă diminuările. Cei care nu rămân reziliază și pleacă. Așa că soluțiile au fost foarte simple. Doar două. Da, două la îndemână. O să se pregătească întreg lotul până când se semnau toate contractele. Se pare că am reușit cu 95% dintre ei. Mai avem 1-2 jucători în momentul de față care luni, cel târziu marți, sper să definitivăm și cu ei. Și domnule Stănilă, chiar că e ultima întrebare, ne spuneați că dorința tuturor de la gruparea pe care o conduceți este ca partida importantă de altfel, ca și imagine, așa cu Dinamo, să se joace pe noul stadion municipal din Sibiu. S-a avansat ceva din acest punct de vedere sau rămân deschise discuțiile? Da, v-am spus și data trecută când ne-am auzit că urmează să avem o discuție cu doamna primar a Sibiului. Am fost la acea discuție. În momentul de față nu am concretizat nimic. Am depus diligențele necesare. Așteptăm acceptul Sibiului. Sibiu în momentul de față se pregătește în seara asta pentru un meci festiv. Cu prezența lui Cornel Stănilă în tribună, evident. Da, voi fi prezent, bineînțeles. Altă viață la Liga 1, vedeți, domnule Stănilă, altă viață la Liga 1. Așa este, așa este. De aia trebuie să tindem tot spre mai bine. Da, e bine că aveți răbdare. E bine că aveți răbdare și totuși mă simt așa mirat în continuare, pentru că dumneavoastră aveați încredere, cam acesta este cuvântul. De exemplu, mă uitam la Ghele, nu la Gele. Un jucător venit pe cai mari, care nu reușește să marcheze un gol în Liga 2. Așa este. Așteptările erau mult mai mari de la mulți jucători. Așteptăm și noi să mai vedem, domnule Stănilă, concret ce se mai întâmplă pe acolo, pe la dumneavoastră. Am intuit deja și nu-mi permis să spun numele, dar știu despre cine este vorba deja. Dacă am dat suficiente detalii. Da, ne-ați dat așa scris. Da, este pusă pe contract, v-am spus, îl prezint doar marți, este plecat din țară, cum de fapt, care sunt. Păi da, ați pregătit chestia asta. Băi, dacă te caută cineva, nu spui. Sunt plecat din țară marți. Nu, chiar este plecat din țară. Glumesc, domnule președinte.
Mulțumim foarte mult, domnule Stănilă. Vacanța activă, că așa este la Schellimber în acest moment. Tot timpul, da. Tot timpul, dar parcă era mai confortabil acolo pe poziție de play-off. Parcă. Asta am spus înainte de meciul cu Dumbrăvița. Putem avea o iarnă liniștită sau putem avea o iarnă neagră. Din păcate, au ales să aibă o iarnă neagră. Asta dar, este. Dar bine, jucătorii au să ajungă pe la târgul de la Sibiu pe acolo totuși. Le-ați dat. Asta e altă parte. Viața personală lor este a lor, nu intru în detaliile. Păi nu, zic, clubul le-a oferit la zi, probabil, ce era de oferit. Da, suntem cu... La Schellimber, de un an jumate, banii sunt la zi în fiecare lună. Cu bonusuri, cu tot, cu absolut orice, deci nu se pune problema. De asta vă spun că am oferit și este și vina mea, poate prea mult bine. În România, din păcate, cred că trebuie să o dăm pe varianta românească. Noi am încercat să mergem pe varianta civilizată, pe varianta profesionistă. Din păcate n-am găsit persoanele cu care să facem acest lucru. Se pare că în România rețeta succesului este să vine plătit 2-3 luni de zile și să tragi în momentul în care ai cuțitul la os. Se pare că asta e soluția în România, în Liga a doua. Dar nu o aplicați, domnule Stănilă, mergeți pe linia asta normală. N-am ce să fac, mă fac și un președinte român. Nu pot să... Trebuie să schimbăm și noi strategia. Adică, cu tot respectul pe care noi l-am avut la Schellimber și cred că știți lucrul acesta, că nimeni nu a plecat de la Schellimber neplătit sau să nu fie cu banii la zi vreo lună. Se pare că această rețetă nu este bună fotbalul românesc. Păi și cine mai vine, domnule Stănilă, când aude președintele, spune că dacă încolo schimbăm strategia, 2-3 luni neplătiți, cine mai vine la dumneavoastră? Vedem cine vine. În condițiile astea, da. Nu o să facem. Nu o să facem asta, nu. E vorba de, așa, am spus, văd alte idee, echipe, da. Știu la alte echipe ce probleme sunt. Văd că la alții funcționează strategia asta cu 2-3 luni de zile neplătite. Nu o să fac lucrul acesta niciodată cât da, timp o să fiu fotbalșos că... cu poziția asta. Spuneam așa, că e dureros când vezi că te oferi tot și în schimb primești altceva. Mulțumim foarte mult, domnule președinte. Așteptăm vești bune de la Comunal Schellimber, la capitolul achiziție, evident. Vacanță activă și vă mulțumim foarte mult. Sărbători fericite, numai bine. Mulțumim foarte mult. Supărare mare, Daniel, la Comunal Schellimber. Alex Curtean părăsește echipa la 35 de ani. Mai sunt 3 jucători. Renegocierea contractelor, pentru că mi-aduc aminte ce spunea, de exemplu. Zice că și-au creat așteptări foarte mari. Dar lotul permitea asta, Daniel? Lotul permitea, bani erau, nume erau, dar nu s-au... Rezultate? Păi și nu-i normal. Asta este în orice companie. Dacă lucrurile nu merg bine, ce faci? Reduci din cheltuieli. Da. Ei și-au creat... Că te obligă jucătorii să faci asta, nu? Știi că am mai avut discuția asta la începutul sezonului. Că 14 echipe vreau să promoveze, da? Și 5 n-aveau drept. Nu, dar tu te uiți, da. Că, de exemplu, spunea Dan Toată Oprescu. Lumea vrea. N-ai ne cum. Spunea primul interlocutor de astăzi, Dan Oprescu, zice Ionel, păi capitanul de la Schellimber câștigă că toate vine de fundament. Dar fotbalistic nu se vede lucrul ăsta. Și, de fapt, vorbim de un echilibru, Daniel, jos pălăria pentru oamenii ăștia care fac eforturile astea, nu? Să asigure bine jucătorilor, pentru că te respecti pe tine ca și club. Da. Da, mi se pare mult mai logică activitatea celor de la Schellimber decât aia de la Concordia Chiajna. Concordia Chiajna 5 ani a oferit aceiași bani fără să aibă performanță. Ăștia după jumătate de an s-au oprit și au zis, domne, stai puțin, ce facem aici? Vă dăm bani și nu facem performanță. Ia să renegociem noi contractele. Nu știu, cu siguranță că dacă parcursul următor este de bună calitate, probabil că oamenii vor reveni. De, bineînțeles, da. Dacă se schimbă ceva. Dar eu știu, Daniel, dacă și metoda asta dă rezultate. Eu cred că metoda cea mai bună la Liga a doua este să-i asiguri un salariu decent și să aibă un obiectiv de promovare sau de plasare, de loc. Bonusuri. Și atunci, da, dom'le, ai promovat, ai mai luat un bonus important. Dar dacă nu promovezi, de ce să-ți dai un salariu de 7.000 ca lui... Da, fotbalistul de la Chiajna. Ne întoarcem, Daniel, jucătorii bine, de calitate. Bine, poate nu venea fotbalistul. Asta e discuția. Știi că toată lumea caută jucători anumite vârfuri. Iar unul care se simte, știu, în această postură, evident că cere mai mult. Pe de altă parte, ca și conducător, nu poți să faci foarte multe discrepanțe la nivel de lot. Exact. Că deja îi dai lui unul, nu știu cât, și ceilalți sunt foarte jos acolo. Adică trebuie să fie o politică echilibrată. Are dreptate și Cornel Stănilă, echipa nu joacă acasă, chiar dacă s-a simțit bine la Râmnicu Vâlcea, nu? Se tot așteaptă în stadionul din Schellimber să fie terminat. Încearcă și ei să joace la Sibiu, începând din primăvara acestui an, s-a făcut acolo cerere, cu pregătire pentru meciul cu Dinamo, care se va juca probabil la Sibiu. Așteptăm și noi să vedem. Schellimberul n-a și obișnuit cu mișcări de genul ăsta. Acest gele adus din Franța, așteptările erau foarte, foarte mari, ca și Mubele. Mubele care fusese un jucător cumpărat de Toulouse cu 5 milioane de euro. Uimitor cum a ajuns la Schellimber.
Nici el nu marca foarte mult, dar măcar era o prezență mai acătării, așa. Când spuneau jucătorii, băi, mă uitam cum lovește mingea, la antrenamente, plăcut așa. Ionele, trebuie să te uiți să vezi dacă alte echipe au făcut ce au făcut și Limber. Mie mi se pare că este o decizie foarte bună managerială. Da. Alte echipe cheltuie bani. Bun, ai redus acum bugetul, ai ratat sezonul ăsta, poate la anul o iei iară de la capăt. Da? Și iară bagi mai mulți bani. Dar să ai, dacă tu ți-ai dat seama că nu poți face nimic, de ce să le dai bani în continuare? Păi nu, iar aici apare surprinzător, dar asta arată și lejeritatea, știu eu, conducerii și Limbarul este o echipă care nu are drept de promovare. Îți faci un lot competitiv? Că ei se gândeau că, doamne, prindem play-off. Păi da, adică faci un lot competitiv să mergi în play-off, dacă mergi acolo și nu ai drept de promovare, pentru că echipa nouă. Nu, este o echipă organizată tot după legea asta cu primăria. Nu are un investitor privat. Și atunci apare puțin că se bat două lucruri. Dacă tot ai făcut un lot oarecum competitiv și bine plătit, n-aveai drept să mergi în play-off, dar vrei drept de promovare. Nu? Și atunci poate, zic și eu, era mai bine să ai un efectiv așa mai echilibrat, nu? Pentru că nu-ți puteai permite mai mult că n-ai drept de promovare și poate stagiunea următoare, venind acasă la Limber și având probabil drept de promovare că se schimbe poate ceva, să schimb puțin datele probleme. Asta e. Sunt și oameni care încearcă să asigure tot ce e nevoie. Dar răspunsul jucătorilor, din păcate, are de suferit. Are de suferit. Acum chiar eram curios. Da, și o să ne uităm, că este o echipă destul de activă și noi le mulțumim celor de la Limber pentru imagine pe care le pun de fiecare dată, ni le oferă. Ne vom uita la disponibilizarea acolo. Dar mergem apropo de acest aspect și mulțumim din nou pentru acest lucru și pentru participarea în acest an alături de noi lui Cristi Bălașa, managerul sportiv al echipei Concordia Chiajna. Te salutăm, bună ziua! Bună ziua, bună ziua și vă salut cu drag cu invitații noastre. Da, suntem cu Daniel Nazare aici. Cristi Bălașa, conducerea are de lucru și am văzut că la Chiajna pare să se schimbe politica. Nume grele părăsesc echipa, trec pe la biroul lui Cristi Bălașa, semnează reziliere acolo. L-am văzut pe Lulacu, l-am văzut pe Raul. Ca să fac o glumă, am fugit de la birou. Da, era coadă acolo, era coadă. Nu coadă, că trei, dar au plecat deocamdată trei jucători. Deci nu era coadă, așa că... Păi da, deci a plecat Raul Palme și Lulacu și... Și cu Oancea. Așa, și Oancea. În perioada următoare se schimbă ceva, Cristi Bălașa, evident că ați discutat cu Cristi Tanase, cu oamenii care sunt acolo în conducere. Concordia încă respiră. Iată ce înseamnă Cristi Bălașa, un gol marcat în ultima secundă a celei dispute cu Unirea Slobozia. Deși gândeam cu toții să catalogăm deja un nou sezon ratat de Concordia, însă golul lui Mediop ține echipa în viață acolo. Exact, da. Aceste două victorii care au fost în ultimele două etape... pe undeva ne mai dă șanse să aspirăm la play-off. În această perioadă trebuie să analizăm foarte bine, vedem ce transferuri să facem, ca să putem să ne agățăm concret de aceste șanse pe care le avem. Da, păi conducerea din noi este pusă în mare dilemă. Dacă nu vrea golul lui Mediu, părea simplu. Întinerim echipa, așa Cristi Bălașa, foarte probabil că ne spunea și Cristi Tănase, va trebui să mutați din nou semnificativ, pentru că e nevoie de ceva jucător cu experiență, pentru că aceste trei etape să aducă 9 puncte, cu ajutorul cărora poate prinde play-off-ul. Da, ideea este că nu neapărat experiența sau numele jucătorilor fac diferența, pentru că ați văzut și dumneavoastră sunt atât de multe cazuri de jucători cu experiență și la nivelul ligii întâi, care nu pot face diferența la Liga a doua. Trebuie să ne orientăm bine, avem câteva posturi pe care trebuie să completăm și trebuie să mergem încrezători și să fim pozitivi, pentru că altfel nu cred că o să prindem play-off. Domnul Bălașa, am și eu o curiozitate. Știu că foarte multe echipe, acum am vorbit și la Limber, reduc contractele, unii jucători pleacă și la dumneavoastră e aceeași situație. De ce la începutul campionatului nu se dă un salariu decent și să existe o primă de promovare, de play-off, de evitarea retrogradării și trebuie întotdeauna ca acești fotbaliști care ajung la diverse echipe, nu vorbesc numai de dumneavoastră acum, să aibă un salariu foarte mare și când se termină campionatul, echipa să-și dea seama, domne, am plătit un salariu mare, dar obiectivul nostru n-a fost atins. Daniel, nu mă spun sincer că anul acesta au fost reduse salariile, nu mai sunt atât de mari care au fost și am mers pe aceeași idee ca și anul trecut, în care salariile să fie de bun simț și să mergem pe prime mari. Din păcate, nu am reușit să, cum spun, pentru jucători să încaseze primele promise. Ce pot să spun este că ne bucură aceste ultimele două victorii. Uh-huh.
Ultima impresie contează. Cristi Bălașa, ultima impresie contează. Asta păi e. Și vă dau contează. Speranțe pentru ce aceste ultime două victorii? Poftim? Pentru ce vă dau speranțe aceste ultime două victorii, sincer? Pentru accede în pliu. Da? Da, sunt trei puncte distanță. Dacă câștigați, da, Concordia se agață. Matematic se poate. Socotelele am făcut. Noi trebuie, indiferent de ce fac celelalte echipe, noi trebuie să facem 9 puncte. Da, ca să... Am mai vorbit cu cineva care vrea tot 9 puncte. Cu cine am vorbit Ionel mai devreme? Depindem de fiecare meci în parte, pentru că degeaba bați prima etapă la Baia Mare dacă te încurci acasă. Nu, deci noi trebuie să mergem, ca să zic așa, olin, tot ce... Bă, toate cele trei meciuri, 9 puncte. Da, probabil... Trebuie să ne gândim să împiedice și alte celelalte contracandidate. Da, poate cine știe, domnule Bălașa, cei din urmă vor fi primii, că dacă pătrunzi în play-off, cine știe? Domne, eu după meciul cu Slobozia chiar vorbeam cu președintele celor de la Slobozia și spuneam că anul campionatul trecut ei au prins, ca să zic așa, au fost miracol că au prins play-off-ul. E, așa se poate întâmpla și la noi. Da, nu, Concordia are în continuare șanse. Primele noutăți, domnule Bălașa, le vom vedea în acest an sau la reunirea echipei? Eu am spus și am discutat mult cu această temă cu domnul președinte Tănase și am zis că cel mai corect ar fi și să avem tot lotul complet pe data de 15 ianuarie. Vom vedea, domnule Bălașa, ce se întâmplă. Așteptăm și noi cu interes mutările pe care le face Concordia Chiaj. Dar mulțumim foarte, foarte mult. Vacanță plăcută și activă, evident. Toate bune, sănătate. La fel vă urez, la fel. Numai bine. Da, de la Cristi Bălașa mergem la Costel Enache și mulțumim pentru acest lucru. Tehnicianul Unirii Slobozia. O vacanță liniștită, domnule Enache, la Slobozia, la Piatra Neamț, de fapt. Bună ziua! Bună ziua! E liniștită pe naiba. N-are cum să fie liniștită. Activitatea noastră, deși pare că se întrerupe, e nevoie umbre așa să mai lucrăm câte ceva. Da, poate să zicem că dacă... La începutul campionatului ne-am propus un obiectiv de primele 6, suntem în obiectiv, dar ne așteaptă reînceperea cu meciuri foarte, foarte grele și atunci cred că puțină îngrijorare trebuie să existe pentru toți cei din club. Da, cu siguranță, lumea fotbalistică de la Slobozia, cred că abia așteaptă, domnule Nache, partida cu CSEA Steaua. Nu știu, antrenorul, dacă este de aceeași părere. Mi-aș fi dorit alte meciuri, dar dacă asta este planificarea, o să ne pregătim pentru meciurile pe care le avem. E o competiție deschisă. Am spus la începerea campionatului două lucruri, că acest campionat va fi extraordinar de echilibrat și până acum am avut dreptate și așa va fi până la capăt, pentru că nu mai are cum să apară un dezechilibru extraordinar. Și a doua, că nicio echipă de Liga a doua sau a treia nu va face pasul mai sus în Cupa României. Da, știe Costel Enache ce spune, experiența, flerul. Nu era greu, că nu era neapărat. E destul de greu cu o echipă superioară, poți să ai șanse într-un meci să o dovedești, da. Dar într-o competiție cu mai multe meciuri sau de durată mai lungă, echipele mai puternice vor ieși învingătoare întotdeauna. Da, am văzut așa că Unirea Slobozia umblă, dacă îmi dați voi, domnule Enache, la picanterie, așa, poate ăsta este cuvântul. Musi, de la FCSB, ar fi pe lista Unirii Slobozia, s-ar schimba puțin oarecum datele problemei, orientându-vă către grupări importante de primă ligă care ar putea livra jucători tineri către formații cu pretenții, așa cum este și Unirea Slobozia. Da, am încercat să acoperim pozițiile de under care sunt impuse de reguli. Am găsit jucători mai greu. Noi îl avem pe Alin Boțodan, un jucător de care suntem foarte mulțumit. Iar cel mai jucător cu care am jucat și care ne-a ajutat foarte mult în prima parte a fost Dorobanțu. Cei doi joacă pe poziții total diferite și e destul de greu atunci când faci o modificare în timpul jocului. Trebuie să schimbăm ori sistemul, ori trebuie să facem două schimbări în același timp. Am încercat acum să echilibrăm, încercăm să echilibrăm oarecum pozițiile respective și când o să facem o schimbare să nu trebuie să mai schimbăm și un senior sau să schimbăm sistemul de joc. Aia am făcut-o mai rar, într-adevăr. Și să schimbăm jucător cu jucător. Copiii cei tineri sunt cu viitor foarte frumos, dar la fel, pentru că sunt tineri, sunt fluctuanți
și rezistă mai greu la Andurant. Ei vor crește foarte bine, au viitor frumos, dar în momentul ăsta trebuie să-i și ajutăm, să-i băgăm în momente în care să aibă realizări pentru a avea și ei încredere pentru dezvoltarea personală. Se termină anul 2022, ați avut un jumătate de an foarte bun la Slobozia. Dacă v-ar fi spus cineva în luna iunie, domne, cu Slobozia o să tărim pe locul 4 la sfârșitul anului, ce ar fi spus? Ce ați fi spus? Atunci aș fi spus că da, cred în obiectivul ăsta și m-aș bucura dacă am fi în această poziție. Acum sunt puțin trist și frustrat pentru că cred că suntem singura echipă din România care am pierdut de 3 ori în cele 16 meciuri la ultima fază, adică am pierdut puncte foarte multe la ultima fază fără să mai punem măcar mingea la centru. Am avut 3 meciuri care, în momentul în care am luat gol să și încheia partida, nici n-am mai avut timp să mergem la centru. Dacă am fi gestionat momentele alea mai bine, momentele de final, probabil că am fi fost și mai mulțumiți până în momentul în care vorbim acum. Da, mi-a spus întrebarea că dacă la început cineva m-ar fi întrebat, aș fi spus da, m-aș bucura, aș vrea lucrul ăsta. Am venit cu o completare, puteam fi și mai bine, dar să fim mulțumiți că am dus un campionat frumos. Am fost o echipă greu de învins. Avem un echilibru extraordinar ofensiv-defensiv, suntem în primele marcatoare, suntem între echipele cu cele mai puține goluri primite. Asta arată o constanță oarecum și o organizare. Lucrurile astea mă mulțumesc, dar în același timp ne și obligă să fim atenți în continuare. Da, evident, Costel Anache este și mâna antrenorului, fără rezerve, completăm noi aici. Echipa este în vacanță, programul probabil, cu siguranță, este deja configurat pentru reluarea pregătirilor. Ce facem atunci din ianuarie încolo? Pe 12 ianuarie este ziua în care ne vom reuni. 12 și 13 le-am combinat cu antrenamente și cu controlul medical. Pe 30 ianuarie vom pleca într-un cantonament, o să mergem în țară. Ne-am propus 12 zile de cantonament. În momentul ăsta lucrăm la datele pentru locurile de verificare și ne căutăm adversari pentru acele date. Și evident, jucătorii, Costel Enache, vom vedea destule noutăți, probabil. Nu multe, dar semnificative. Nu multe, să nu vă gândiți. Noi suntem mulțumiți de lot și ceva cred acolo... că omogenitatea a fost unul din punctele noastre forte. Atunci, cu siguranță, nu vom schimba multe lucruri, dar probabil că 1-2 jucători vor apărea în lotul nostru. Domnule Enache, mulțumim foarte mult. O vacanță evident activă pentru conducere, pentru antrenor, pentru oamenii implicați acolo la Slobozia. Un parcurs de bună calitate. Putea fi și mai bine. Mulțumim foarte mult, Costel Enache. Eu vă mulțumesc. Doamne ajută, sărbători cu drag să aveți toți. Mulțumim foarte mult. Da, Unirea Slobozia e acolo. Programul este foarte greu. Prima partidă, Daniel, este cu CSEA Steaua la Slobozia, în jurul date de 25 februarie. Un joc deloc facil pentru Unirea, care s-ar putea, da, că aceste 3 etape, Daniel, care sunt destul de dificile, nu aduc puncte, s-ar putea ca Unirea Slobozia să nu prindă play-off-ul, ar fi o dezamăgire acolo. Programul este dificil în cele 3 partide din primăvară. Da, e o echipă interesantă care și-a păstrat nucleul de jucători, a adus un antrenor precum Costel Enache, care, deși este un antrenor bun, n-a avut rezultate. Dar vezi că aici e mai multă liniște și probabil că la echipele de genul ăsta, la Petrolul, la Cluj, la Hermannstadt, unde era o presiune mai mare, chiar m-aș bucura pentru el dacă reușește să ducă echipa în play-off. Nu știu dacă o va duce în Liga 1, dar faptul dacă o duci în play-off o echipă precum e Slobozia, eu cred că este o performanță. N-am avut timp să-l întrebăm ce concursuri de table are în această iarnă și ceva tenis de câmp acolo. Costel Enache trebuie să lucreze bine la programul de iarnă al Unirii Slobozia, o echipă care a terminat sezonul pe locul 4, cu 29 de puncte și chiar este o constatare foarte ok. Slobozia cu punctele cedate, ne aducem aminte de partida cu Chiajna, într-adevăr, minutul 95, Mediop înscrie în mod șir la cea de la Chiajna, un gol atât de important. La Slatina parcă a pierdut la fel. Puncte importante, dacă aveau un clasament acum, mai vreau la pregătirii la data primului meci, că erau deja calificații. Cert e că vom avea un final de campionat foarte interesant, meciuri care se joacă pe muchie de cuțit. Nu ne putem gândi așa cum se întâmplă la finalul unui campionat tur-retur, că, domne, echipa aia nu mai are nevoie, îi dă meciul cea. Practic toate echipele implicate în acest moment se luptă pentru ceva.
și nu putem vorbi, domne, despre jocuri strategice, așa cum se întâmpla în trecut, când erau 18 echipe și se juca turete. Da, doamnelor și domnilor, alte informații la zi, evident, din viața eșalonului secund, săptămâna viitoare, când ne vedem pentru ultima oară în acest an, în această formulă, aici, la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM. Deocamdată, după un periplu lung astăzi, în lumea eșalonului secund, cu multe informații la zi, din viața echipelor care fac parte din acest eșalon, ne luăm la revedere de la dumneavoastră, le mulțumim colegilor din regie și de această dată care au fost, ca de obicei de altfel, la înălțime. Vă mulțumim dumneavoastră, rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM. O după amiază plăcută!